Bine ați venit la cel de-al doilea episod din lecția de istorie. Astăzi vom vorbi despre războaiele geto-dacice cu romanii și romanizarea, sau procesul de romanizare, mai bine zis. Știați că istoricul Iordanes, încercând să constituie istoria goților, i-a confundat pe aceștia cu geții în lucrarea sa getică. Informațiile culese de el au fost deosebit de folositoare pentru istoria poporului român și greșelile sunt utile uneori. Războaiele daco-romane. La mijlocul secolului I după Hristos, pericolul roman ce atârna asupra Dacii era considerabil. La sud de Dunăre, în provincia romană Moesia, se găseau legiuni și trupe auxiliare romane care amenințau independența statului dac cu nucleul la Sarmisegetuza. Pentru a preîntâmpina acest pericol, regii daci, care i-au urmat lui Burebista, au organizat o serie de atacuri cu scopul de a destabiliza sistemul de fortificații roman și a întârzia inevitabila invazie. Împăratul Vespasian și apoi fiul lui, Domitian, au ripostat mobilizând numeroase trupe la Dunăre. Împăratul a decis organizarea unei expediții împotriva Dacii sub conducerea lui Cornelius Fuscus în anul 87 după Hristos. Acesta a trecut Dunărea și a avansat prin Banat către nord. Regele Dacduras a fost obligat de aceste evenimente să cedeze tronul nepotului său Decebal, care își dovedise vitejia. Lupta decisivă a avut loc la poarta de fier a Transilvaniei într-un loc numit Tape. Bătălia s-a dovedit un dezastru pentru Roma, legiunile au fost distruse, Fuscus ucis în luptă și mașinile de război capturate de daci. Mulți soldați romani au fost capturați. Totuși, Roma reprezenta cea mai mare putere militară a lumii și acest lucru a fost dovedit un an mai târziu când a organizat o nouă campanie. Armata romană, de data aceasta condusă de către Tetius Iulianus, a urmat aproximativ aceeași rută și a dus lupta cu dacii tot la Tape. Dar de data aceasta romanii au ieșit victorioși. Complicațiile cu marcomanii din Panonia l-au obligat totuși pe Domitian să accepte o pace pe care dușmanii lui din senat au catalogat-o drept rușinoasă pentru Roma, care până la urmă câștigase războiul cu dacii. Decebal devenea client al Romei, primea ajutoare financiare și păstra mașinile de luptă și prizonierii. Pentru a fi cinstiți însă, pacea din anul 88 după Hristos nu a fost atât de ineficientă pentru Imperiul Roman. Decebal se angaja să apere frontiera Romei și clauzele îl împiedicau teoretic să mai constituie un pericol pentru Moesia. Venirea pe tron a împăratului Marcus Ulpius Traianus în anul 98 a marcat o schimbare în raporturile dintre Dacia și Roma. Decis să își consolideze poziția ca împărat printr-o mare victorie externă, Traian s-a îndreptat către Dacia, pe care a hotărât să o cucerească și să o transforme în provincie romană. Pregătirea noului război a fost temeinică, au fost recrutate noi trupe, iar granița pe Dunăre a fost fortificată în vederea atacării Daciei. Nici Decebal nu a fost inactiv. Solii daci au cutreierat lumea pentru a găsi aliați împotriva stăpânirii romane. Regii germanici, neamurile sarmatice, scitice, chiar și parții au fost contactați în vederea formării de alianțe contra Romei. Primul război dacoroman de mari proporții a avut loc între 101 și 102. Traian a trecut Dunărea în două locuri, Drobeta și Baziaș, și a avansat către munții Orăștiei. Lupta decisivă a avut loc la Tape și romanii au ieșit victorioși. Venirea iernii a suspendat luptele, iar Decebal a dat dovadă de mare maestrie strategică și diplomatică. Împreună cu o grupare de triburi sarmatice, el a atacat dispozitivul de fortificații la sud de Dunăre, trecând fluviul iarna când era înghețat. Traian a reacționat, îmbarcându-și legiunile pe Dunăre și a atacat gruparea dacă la Adamclisi. Bătălia a fost deosebit de sângeroasă, legenda fiind că împăratul însuși a fost forțat să-și rupă veșmintele pentru a fi folosite ca bandaje pentru soldații romani răniți. Dacia a fost înfrântă și obligată să accepte pacea deosebit de grea impusă de Traian. Cel de-al doilea război daco-roman, 105-106. Cel de-al doilea război dintre daci și romani s-a dovedit mai simplu pentru mașina de război care devenise imperiul. În anii păcii, sau mai bine zis armistițiului, dintre 102 și 105, Traian a construit celebrul pod de la Drobeta peste Dunăre, opera arhitectului Apolodor din Damasc, care a permis să treacă trupe mai ușor peste fluviu. După o rezistență dură, Sarmisegetuza a căzut, iar Decebal, urmărit de către călăreții romani, s-a sinucis pentru a nu fi luat prizonier și purtat în lanțuri de către învingător. Capul și mâna sa dreaptă au fost duse la Roma și prezentate ca dovadă a eliminării uneia dintre cei mai mari dușmani pe care Imperiul Roman i-a avut vreodată. Provincia romană Dacia. Cucerirea romană a Daciei a modificat dintr-o dată și radical destinul istoric al acestui teritoriu și al lumii dacice în general. De acum încolo, lumea aceasta a urmat să poarte în mod vizibil amprenta puternicei civilizații latine. Noua provincie romană nu a cuprins întreaga stăpânirea lui Decebal. Din ea au făcut parte Transilvania, Banatul și Oltenia. Muntenia și sudul Moldovei sunt alipite la provincia sud-dunăreană Moesia. După cucerirea romană a spațiului geto-dacilor, noile autorități au măsuri urgente în vederea integrării cât mai profunde în imperiu a acestui teritoriu bogat
și de mare importanță strategică. Calea cea mai bună pentru stabilirea unei vieți statornice în acest spațiu era romanizarea getodacilor, adică însușirea de către ei a limbii latine și a modului de viață roman. Romanizarea a decurs mai intens în localitățile urbane și mai lent în cele rurale. Acest proces a avut loc în trei etape, prima fiind cea preliminară, din secolul II înainte de Hristos până în 106, în care autohtonii getodaci au avut contacte sporadice cu romanii. A doua fază este romanizarea propriu-zisă din 106, care s-a făcut într-un mod intens. Romanizarea are loc nu numai în Dacia, ci și în Moesia, care cuprindea și Dobrogea cucerită de romani în anul 28 înainte de Hristos. Dacii liberi care ocupau centrul și nordul Moldovei și nordul Transilvaniei intră și ei în procesul de romanizare, mai ales prin intermediul comerțului. Iar cea de-a treia etapă este după 271, după retragerea aureliană. Pe teritoriul Daciei a rămas o populație puternic și irreversibil romanizată, iar la sud de Dunăre s-au retras doar armata și administrația romană. Factorii romanizării. 1. Administrația. Dacia a fost provincie de rang imperial, subordonată direct împăratului și administrată de un guvernator cu titlul de legatus Augusti. Pentru a fi administrată mai ușor, Dacia a fost împărțită în Dacia superior, Dacia inferior, Dacia malvensis. Ulterior, mai ales în timpul împăratului Marcus Aurelius, provincia Dacia a suferit alte modificări care aveau ca scop respingerea mai rapidă atacurilor popoarelor barbare, dar și ale dacilor liberi. 2. Armata și veteranii. În Dacia erau staționați aproape 70.000 de militari romani, ceea ce însemna că, în mod constant, aproximativ 10% din efectivele armatei romane se aflau în Dacia. Aceasta arată importanța pe care o juca această provincie în planurile de apărare a Imperiului. Existau mai multe unități auxiliare, dar mai ales două legiuni, a 13-a Gemina și a 5-a Macedonica. După terminarea stagiului militar, veteranii romani primeau un lot de pământ și de cele mai multe ori întemeiau familii cu femei dace. 3. Colonizarea. Venirea coloniștilor romani în Dacia a fost garantată de către politica oficială a Imperiului, care a încurajat-o puternic. Au fost aduși specialiști în minerit pentru exploatarea aurului din munți, funcționari, dar și veterani. Cea mai mare parte a coloniștilor au fost din toate părțile Imperiului. Siria, Spania, Africa de Nord, dar și coloniști latini, fapt ce arată caracterul cosmopolit al colonizării Daciei. Idei esențiale. Războaiele daco-romane au avut loc ca urmare a tendințelor expansioniste ale Imperiului Roman, care râvnea la resursele Daciei. Au existat două mari războaie, 101-102 după Hristos și 105-106 după Hristos. Romanizarea reprezintă procesul de lungă durată prin care autohtonii unei provincii absorbeau limba, obiceiurile și zeitățile romane. Întrebări. Cum se numea locul unde au avut loc două bătălii importante între daci și romani? Ce regiuni ale României moderne făceau parte din provincia romană Dacia? Ce titlu purta guvernatorul roman al Daciei?